Fundașul Alex Benga susține că știe doar din presă despre posibilă plecare la Pauca Salonic. Fotbalistul petrolului se află acasă la Brașov, unde se bucure de vacanță împreună cu familia. Dacă Benga susține că nu a fost contactat de nimeni, în schimb, portarul Mircea Bornescu pare să știe mai multe. El a postat pe un site de socializare un mesaj în care dezvăluie că Benga se va despărți de petrolul și va ajunge la formația greacă, unde evoluează și mișlocașul Costin Lazar. Apărătorul petrolului are 20 de ani, fiind sub contract încă două sezoane și jumătate. Tot 24 de ani a împlinit astăzi atacantul Abel Camara. Jucătorul născut în Guinea-Bissau este împrumutat pe un sezon de la formația portugheză Beira Mar. Camara a jucat 15 partide oficiale în tricoul Petrolului, dar nu a marcat nici măcar o dată. Din această cauză, dar și din altele, este posibil să nu mai prindă tortul aniversar. A devenit o tradiție la gruparea petrolistă ca orice sărbătorit să primească drept cadou un tort. Nici mișlocașul Hoban n-a avut parte de obiceiul petrolist, ziua sa de naștere fiind în perioada vacanței, dar evenimentul poate fi cinstit de ambele părți la reunirea echipei din 15 ianuarie.